Bine ați venit la întâlnirea cu Escu TV, unde avem bucuria, onoarea și veselia în același timp să-i găsim pe cei patru ași de la Divertis. Am un as în mânecă, ba nu, am patru ași. Ioan Temorar, Valentin Darie, Doru Antonesi și Toni Grecu. Aici am reușit să mă fac de râs. Bine ați venit! Bună seara, bună seara în România, bună ziua în Canada. Mulțumim pentru această introducere în care am fost denumiți ași. Da, era și un, mai fost și un film, este și un film care se cheamă Ași Comediei. Nu știu dacă noi suntem chiar ași, nu știu dacă o să se facă vreodată un film în America cu noi sau în Canada. Noi încercăm, de asta și venim în Canada, poate găsim un producător de film care să ne bage în seamă și să facă cu noi un mare blockbuster. Deci ne pare bine că suntem în relație directă, în legătură directă cu dumneavoastră și cu publicul dumneavoastră. Mulțumim frumos! 42 de ani, înțeleg că sunteți atât de tineri, 42 de ani de Divertis, o tinerețe fără bătrânețe. Da, noi suntem a patra parte din Divertis sau a treia parte din Divertis. Atât se poate astăzi, atât s-a putut astăzi. Spectacolul nostru este însă mult mai amplu și nu are o legătură exclusivă cu Divertis. Noi vorbim despre comedia politică și despre umorul politic din România, de la Ceaușescu până la Iohannis. Ăsta este scopul nostru, deci suntem pe o are mult mai largă decât am făcut noi la un moment dat în existența noastră artistică. Și domnul Doru Antonesi, prezent aici în dreapta mea, care este un mare specialist în comedie politică, poate să confirme acest lucru, că noi suntem o bucățică din uriașa comedie politică care se face în România mai mult fără voie decât cu voie. Pentru că politicienii sine sunt mai buni comici decât am putea fi noi sau decât suntem noi. Toni, confirm. Și mai bine, Toni, și mai bine plătiți decât noi. Ca vorbit de politică, îmi vine să citesc din clasici în viață, adică Toni Grecu. În politică e cel mai mare umor pentru că e involuntar. Dar eu întreb. Da, umorul involuntar e adevărat că generează un haz mai puternic, dar pe de altă parte el durează numai secunda involuntară care a fost atunci. Când pui umorul involuntar a doua oară sau a treia oară, el devine din ce în ce mai voluntar și deci își scade calitatea până spre... Partea proastă este că umorul ăsta involuntar conduce o țară. Asta este problema noastră, de fapt, exact. Ca cetățeni, nu ca artiști. Noi, ca artiști, ne bucurăm că avem o sursă de inspirație. Dar ca cetățeni plătitori de impozite avem o problemă, că nu știm unde se duc banii aia pe care îi plătim noi ca impozite și taxe. Nu vedem mai nimic pe aici în România, mișcându-se cum se cade. Asta e diferența. E bine că ați zis pe aici prin România. Acum veți veni un pic în mica Românie din Canada și vă așteptăm și iarăși citesc românii, fiecare popor râde în limba maternă. Așa că o să avem ocazia să râdem din nou în limba maternă după cât timp de Divertis, de pauze de Divertis? Cred că a fost o pauză mare, a fost și un moment de bifurcație care a mărit această pauză. Această pauză, dar noi în Canada n-am fost de 20 și ceva de ani, 20 și un pic de ani. Da. Deci 2003, nu putem spune că noi trăim acum, ce ai fost, Valentin? Din 2003. Deci 20 de ani, sunt da. 20 exact de ani. Exact 20 de ani. Da. Alexandru Dima. Trebuie să facem ceva, o petrecere, trebuie... Să mergem la Niagara împreună după spectacol, înainte de spectacol, trebuie marcat cumva. Am fost la Niagara. Eu personal, după ce am văzut odată, am simțit că nu mai trebuie. Aș vrea să iau un mic interviu unui român care a fost la Niagara și care a rămas cu o impresie în urma acestei experiențe unice pentru fiecare cetățean al planetei care ajunge la Niagara
nu stai în fața unui fenomen natural fabulos. V-a plăcut Niagara când ați vizitat-o? Mi-a plăcut. Deci, ce v-a plăcut mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut stropii. Deci, aceste momentul în care te așezi undeva să te uiți, cineva te stropește din spate cu ceva. Care este, de fapt, apa provenită din cădere, nu? La mine a fost stropie aia sunt, nu? La mine a fost o bere. Eram cu unul din prietenii mei, așa, care a plecat până la vent ca să schimbe o roată. Roata nu era spartă, dar el simțea nevoia de a schimba acea roată. Și când s-a întors cu berea, întrucât se știe, în Canada sunt niște reguli draconice în legătură cu berea, sunt oameni care au fost prinși cu o bere în mână și au stat în închisoare ani și ani de zile, fiind nevoiți să se drogheze. Nu cumva în Canada n-ai voie să bei bere pe stradă decât dacă îi împungă? Că nu mai știu, sau în America. Nici măcar, nu ai voie să o plimbi, nici măcar în mașină. N-ai voie să ai bere în mașină, deci... Domnul Ioan Temurat, care... Scuze, domnul total Ioan Temurat, care... De ce s-a aruncit berea în cascadă? Ce a fost în capul lui? Să nu-l prindă poliția, să nu-i dea amendă. Că poliția, dacă te vede poliția în Canada că schimbă o roată, imediat vine să se oprească lângă tine. Să se ajute că să schimbe roată. Să schimbe ei roată. Nu că poliția este foarte omenoasă în Canada, așa mă auzit. Și ca sunt bătrânici care au fost duse până în Nicaragua din cauza că ele vreau să traverseze o stradă Montreal, dar polițiștii atât de amabili. Au urcat un avion în Nicaragua. Aș vrea să-l întreb și pe domnul Temurat despre experiența canadiană. Înțeleg că a fost undeva mai la nord, mai de demult și a reușit-o... Am fost în Canada și mai precis în Quebec prima dată. Eu fac aceste diferențe, aceste nuanțe. Am fost în Quebec, am avut o bursă la Universitatea Laval, chiar în Quebecville, și apoi am făcut un stagiu la Radio Canada pentru 3 săptămâni. Deci, pentru mine a fost... Dar toată această experiență mea canadiană s-a suprapus cu turneul Divertis, pentru că așa s-a întâmplat. Am făcut naveta într-un fel între Montreal și Toronto și am fost cu colegii prin toate coclaurile canadiene și după aceea am plecat în Statele Unite, unde am dat, da, nu suntem de la radio și televiziunea din Statele Unite, așa că nu vorbim despre asta. Am fost în Canada? În Canada? Cunosc pinguinul, da. I-am văzut pe cei din Africa de Sud, deci invers. Dar eu am o relație specială cu pinguinii despre care nu vreau să vorbesc acum. Dar, poate vorbiți în spectacol. Avem o colecție de pinguini acasă. Și imperial și din ceilalți. Domnul Valentin Darie are o relație specială cu alt continent. Eu am rămas cu cămășile pentru că abia am venit ieri din zona Fiji, chiar nu-i glumă, unde am stat o lună de zile. Am fost în Papua New Guinea, Noua Guinee, la un festival al triburilor. A fost o nebunie totală în Vanuatu, Fiji și Samoa. Și de acolo am rămas cu cămășile. Pentru cei care vor să le vadă, cam așa sunt. Nu am de vânzare, dar pot să vi le arăt. Să iei cămașa asta, să fii cu ea la spectacol, tu vei juca rolul lui Traian Băsescu în spectacol, printre altele vei face și acest rol, vom avea un moment cu președinți în spectacol și va fi un interviu la un moment dat cu președintele Băsescu, cu președintele Emil Constantinescu, pe care va juca domnul Doru Antonesi, exact, cu fostul președinte Nicolae Ceaușescu, pe care va interpreta, cum l-a interpretat de atâtea ori, inegalabil domnul Morat, și cu domnul Klaus Iohannis, despre care nu spun nimic, pentru că e o surpriză. Asta e o surpriză absolută. E deci, o surpriză tot timpul, Iohannis. Klaus Iohannis. Vreau să spun că Valentin Darie este unul dintre oamenii care a făcut pe scenă omor politic, reîncarnându-l pe Traian Băsescu în multe ocazii. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte pentru publicul canadian, domnule Traian Băsescu.
Dragi prieteni, vreau să vă spun că pentru mine va fi o mare bucurie să vin în Canada. Și anume, în primul rând, pentru faptul că acolo găsesc o gheață bună pe care să ne-o pun în pahar. Și știți foarte bine regula. Pui 2-3 cuburi și torni whisky numai cât să plutească cuburile. Eu nu beau ca toți proștii să pun whisky și după aia gheață. E o tehnică întreagă pentru băut. Așa că va fi o mare bucurie să ajung, să vă văd, să vă salut și să ne vedem. Să râdem împreună și nu de oricine. Să râdem de mine. Vă așteptăm. Alt președinte la rând? Alt președinte la rând este tovarășul pe care noi, de care am fugit cu toții și de care ne bucurăm că am scăpat, dar pe care din când în când îl reacționate că fără să, aproape pe nesimțite, fantoma comunismului reapare și prin Europa și prin toată lumea așa. Și vrem să, poate că e și bine să ne reamintim ce a fost comunismul ăsta de fapt pentru noi românii. Și de ce unii dintre românii din Canada au plecat din această țară comunistă și ceaușistă și au ales să se stabilească acolo. Tovarșul Nicolae Ceaușescu, ne auziți, da? Vă aud de aici, din Cuba, unde mă aflu cu Elvis Presley. Deci sunteți viu și nevătămat. Și nevătămat și viu. Și cu ia vezi lui și Michael Jackson pe acolo. Aș vrea să transmiteți un salut publicului canadian care va veni să vă vadă la spectacolul nostru. Deși ați fugit de mine, ne vom întâlni acolo unde ați fugit, în Canada. Da. Înfricoșător. Râdem, dar nu e râsul nostru, sau cel puțin nu e al meu. Și mai era încă un președinte, așa facem teasing, cum zic domnii de aici. Emil Constantinescu, care, ia, domnule președinte, mă simt emoționat că mă aflu chiar în stânga dumneavoastră. Aveți ocazia să vă adresați publicului românesc din Canada. Nu v-a mai văzut lumea de foarte multă vreme în spațiu public. Ce faceți acum în perioada asta? Cu ce vă ocupați? Sunteți pensionar? Mergeți prin parc? Vă plimbați nepoții? Sunt necăjit și firește în același timp sunt și pensionar. Mă bucur că primesc o pensie care mă respectă anii de muncă. Mă bucur mai mult că Băsescu nu mai primește nici pensie, nici casă. Nu sunt răspunător, nu sunt o persoană care ține ranchiună, dar mă bucur în seriile răcoroase în care stau afară îmbrăcat bine, pentru că orice răceală poate fi fatală. Vreau să-l întrebați ceva, aveți ocazia, să-l întrebați ceva pe tovarășul. Vedeți, asta e diferența dintre mine și el. El e un trist și eu sunt vesel în continuare. Foarte tristule. Amuzant. V-am jucat să-l întrebați ceva pe domnul, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ce întrebare i-ați spune? O întrebare scurtă. Tovarășe Ceaușescu, vă spun așa pentru că eu însumi am fost un mic secretar de partid, democrat, totuși eu eram democrat. Vreau să vă întreb, dacă în zilele noastre ar cădea o bucată de dronă în ucrainească sau rusească lângă Chataygiol sau cum îl cheamă, vreau să vă întreb dacă ați lua atitudine sau nu, că eu cu Iohannis m-am lăburit. Înainte de a lua atitudine, am face curat și după aceea, în funcție de ce se mai întâmplă, am acționa în spiritul păcii.
Vom râde cu lacrimi. Vom râde cu lacrimi, așa cum am râs eu acum, la să nu fim, să fim veseli, ca să nu fim triști. Suntem în continuare cu satira politică și umorul de calitate, pe care abia îl așteptăm. Vă așteptăm cu toată inima, cu aplauzele și cu tot sufletul aici. Și noi abia așteptăm să venim la dumneavoastră. O să spun foarte pe scurt care este esența acestui spectacol. Vrem să vorbim despre comedia politică din România, cum am mai spus, între Ceaușescu și Klaus Iohannis, adică de la apariție până la dispariție. Este un arc peste timp de vreo 30 și ceva de ani. Și în formula asta pe care o veți vedea la Montreal, la Vancouver și la Toronto, vom încerca să trecem prin epocile importante ale politicii românești din 89 până acum și să punctăm cele mai tari momente ale comediei politice de la noi. Pentru că nu trebuie să uităm nicio secundă, vorba poetului este atât de actuală cum n-a mai fost vreodată. Suntem o țară tristă, plină de umor. Nu este zi în care să nu apară o glumă involuntară spusă de un politician. Unii cred că sunt deja profesioniști între ale comediei, ei deja nu mai sunt politicieni. Ei, asta vrem să facem noi în acest spectacol. Vrem să râdem de necaz, în spiritul haz de necaz, și vrem să uităm un pic de cele rele, respectând titlul spectacolului, să fim veseli ca să nu fim triști. Pentru că asta este ideea. Și am vrea, adică, venim în Canada ca să fim veseli în Canada, cât destul suntem triști prin România. Cel puțin. Să nu ne aduceți tristețe, ne aduceți veseli. Nu. Nici într-un caz nu venim. Aș vrea să spun ceva. Adică noi vom oscila între stand-up comedy și stand-up tragedy. Exact. Vă așteptăm. Să știți că ne-am repezit pe clubevent.com, că așa e aici, online. Peste tot e online, ne prăbușim în online și tot el ne ajută. Ne-am aruncat cu toată veselia să cumpărăm bilete și să fim, eu pot fi doar la Toronto cu o grămadă de alți români, în Montreal pe 5 octombrie, Vancouver pe 7 octombrie, în Toronto pe 8 octombrie. Vă așteptăm, cum ziceam. Avem așa un grec din Iași care nu e grec. Vă puteți face așa mini prezentări, sunteți patru ași, cum ziceam, i-am scos din mânecă eu mai devreme, dar aveți atâta, sunteți un simbol al umorului, pot să zic, a zis de stand-up comedy. Americanii au ce au, noi avem Divertis, vorbeam și cu Dor Octavian Dumitru când a venit aici, umorul este terapie. Vă așteptăm să ne faceți să râdem, să ne gâdilați, să ne aduceți umor de cea mai bună calitate. Dacă ajungem în momentele de restriște ale românilor, nu prea ne-am făcut treaba. Umorul i-a scos din necaz. Spune, domnul Morar. Zic, dacă ajungem să vă gâdilăm ca să râdeți, înseamnă că nu ne-am făcut treaba deloc. Aici, la neuroni. Nu, este un gâdilat metaforic. Când eram mic, îi spuneam gâdilit. Mi se părea că sună mult mai bine cu un i în capăt acolo. Dar spectacolul o să fie foarte interesant. Eu am fost captivat de piciul pe care se scrie pe i, deci pe care mi l-a făcut Tony când a vrut să mă atragă. Este un spectacol interactiv, un spectacol în care e o altfel de relație cu sala decât la teatru sau în spectacolele obișnuite de comedie. Este un spectacol care publicul va fi invitat să joace, să spună replici și să pună întrebări. E un spectacol viu despre ce a fost în România, dar mai ales despre ce este astăzi. Cam asta e ideea. Da. Nu suntem nostalgici, nu am căzut în butoiul cu nostalgie, nu vine nimeni în Canada să plângă că vai, ce vremuri minunate au fost odată și nu mai e nimic din ce a fost, nici vorbă de așa ceva. Suntem pozitivi, suntem încrezători în ce va fi în viitor și sperăm ca întâlnirea dintre publicul canadian cu noi
să fie o amintire plăcută și pentru unii și pentru alții. Vom râde până la capăt. Absolut. Avem telefoanele, suntem online, cum ziceam. Râdem de neprăpădim și când privim aici în ecranele astea, dar, cum ziceați, sala e altceva. Relația aceea de acum că folosiți și interactivul, n-are... Ce vă atrag atenția asupra unui lucru este un eveniment și pentru noi. Pentru mine cel puțin, deci, da. Sigur. Pentru noi este un mare eveniment. Vă dau cuvântul meu de onoare, este un spectacol, premieră absolută. Pot să, Tony, vă spun. Asta înseamnă că și noi trebuie să cumpărăm bilete. Da, da. Cumpărăm, nu-i nicio problemă. Oricum vom sta pe rând ca să ne mirăm de ce fac colegii cu care evoluăm în această sală. Nu veți mai avea surprind. Bilete, le cumpărăm noi, românii, canadieni, pe toate. Eu da. Sunt învățat cu blatul. Da. Deci, de la Vaslui, domnul Valentin Darie, din Franța, domnul Ioan Temorar, de la București, domnii Antonesi și Grecu, vă salutăm și vă așteptăm cu cel mai mare drag la o repriză de umor politic și social proaspăt, viu și plin de haz, ca să zic așa. Exact. Mulțumim. Numai noi știm să facem. Mulțumim frumos, da. Mulțumesc pentru acest interviu cu cei patru ași din mâneca, nu a mea, ci din mâneca lui Marius Bălan, Club Event, Escu TV. Vă așteptăm cu cel mai mare drag și sper să faceți, să repetați. Asta să fie doar așa un reînceput. Să tot veniți. Și nu uitați, cine nu râde cu noi, plânge cu ceilalți. Să fim veseli, ca să nu fim triști, divertiți în Canada, Montreal, Vancouver, Toronto. Vă așteptăm cu tot dragul. Seara frumoasă și vă mulțumim. Să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine. Quebec. Să ne vedem cu bine. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. La revedere. Să rămână oameni buni. La revedere. Seară bună.